Anul nou a fost întâmpinat cu multă bucurie și la hotelul de gheață de la Bâlalac. Mâncarea și băuturile au fost servite în vesele din gheață, iar decorul i-a inspirat pe turiști să facă o mulțime de fotografii. Și petrecerea din peșteră, organizată de speologii în Apuseni, a avut succes. Și... 20 de turiști britanici au petrecut revelionul în hotelul de gheață de la Bâlea. We have to kiss in the end, okay? Selfie kiss. Ready? Ready. Oh, get the Christmas tree. Ready. Kiss. Did you find the courage to come here and also to have the courage to sleep in here? We do, yeah. We're gonna sleep. We do. It's once in a lifetime. Yeah. It's cheap and affordable. If you compare to yeah, Sweden, if you went to Sweden or somewhere, if you were to go to one of the Scandinavian countries, you'd be paying like 3 or 4 times this. Turiștii cazați la hotelul de Cleștar primesc mâncarea în veselă tot de gheață, iar în meniu se regăsesc tarte cu somon fumé și avocado sau mușchi de porc împănat. Este super frumos, este chiar o atmosferă de vis. Fotografiile au ieșit? Da, au ieșit chiar perfecte. Mai ales lumina aceasta dă un fond super. Cele 12 camere de gheață, ridicate în doar câteva săptămâni, au pereții sculptați cu peisaje de iarnă. Turiștii au paturi izolate termic, saci de dormit și pături groase. Anul acesta, revelionul s-a vândut din vară. Turiștii care au fost interesați de cazare la hotelul de gheață pentru anul nou sunt în mare parte englezi. Pentru o noapte petrecută aici, oaspeții au plătit 100 de euro. Hotelul va rămâne deschis până la începutul lunii aprilie. Cine vrea poate să-l viziteze pentru doar 15 lei. Un revelion special au avut și cei mai pasionați speologi, care au petrecut în adâncul pământului. 5, 4, 3, 2, 1, la mulți ani! Acest lucru simbolic fiind pentru a putea în noul an să descopere noi galerii și noi peșteri. Pentru 2019 îmi doresc un an plin de aventuri și de călătorii minunate. Anul acesta petrecerea s-a ținut în peștera de la fața apei din Apuseni.